Bună seara, dragi telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Dan Dealizescu Show, ce are loc la propriul meu post de televiziune OO TV. După cum puteți observa, dragi telespectatori, am adăugat la baza ecranului dumneavoastră o nouă bandă pentru anunțuri. În această seară, drept invitați, avem pe... Avem invitați pe Berbe Cali și frumoasa și senzaționala Taomi! Aplauze! Bagă-mă banda cu aplauze! Hai să trăiești, băi, băi! Ia... Lizescule, mă înțelegi, băi, de-a Lizescule, să le trăiești tu care ești. Bună! Bună, domnule Berbecali! Mă bucur să te revăd! Să mă revedeți? Dar ce? M-ați mai văzut, domnule? Domnule Berbecali, dacă îmi permiteți, aș dori să încep cu dumneavoastră. Am auzit că ați fost arestat. Între lupe, băi, tu nu îți zici lupe care cu cine vrei să începi, băi. Îți zic să încep cu domnișoara asta puternică, de aici. Dragă Naomi, tu ca travestit, mă rog, ca o femeie închisă în trupul unui bărbat... Tu mă iei pe mine, băi, 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 ce cine ha-ha-le-ră mai ești tu, ha-ha-le-ră să mă iei pe mine, pe-be-cali. Dar domnule Berbecali, îmi cer scuze dacă v-am supărat. Eu te rog pe tine și nu defuzai imaginile astea. Domnule Berbecali, dar sunteți întregi. Chiar și întregi, băi, idealizescule. Eu nu vreau să mă vadă soția mea, să mă vadă ea în brațele altui bărbat, mă înțeles? Eu, Berbecali, nu-mi place să-mi înșel soția. Dar stați așa, că nu ați înșelat. Dar să vorbesc eu pac-pac cu avocata mea și am să... Fac în așa fel încât să nu mai difuzez tu nimica, băi, ha-ha-le-o. Și am resurse, băi, m-ai înțeles, băi? Haideți, domnule Berbecali. Păi ce vrei, băi, ha-ha-le-o? Tu crezi că prostești tu pe Marli Berbecali, băi, ha-ha-le-o? Băi, să noi suntem oameni și trebuie să ne apărăm, ha-ha-le-o, m-ai înțeles? Credeți că se supără soția dacă vă vede? Cred că mă supără, băi, ha-ha-le-o. Totuși, e o glumă. E o glumă. Băi, dar eu sunt căsătorit cu soția mea și nu vreau să apar în presă în brațele altui bărbat, băi, m-ai înțeles, băi? Ha-ha-le-ro, eu respect pe soția mea și cu asta basta. Nu știu, domnule Berbecali, vedem, rezolvăm, facem noi cumva, da, scoatem. Eu nu vreau să apar în brațele altui bărbat decât cu acordul soției mele. Uite, voi avea eu grijă personal să nu apară aceste imagini. Păi bine, băi, dar nu vezi cum arată? Dar pe mine, pe Berbecali, dacă ar fi să mă iei cineva în brață, n-ar fi el. Uite-l la el cum arată. Berbecali nu-mi place. Taomi nu arată bine? Dar domnule Berbecali, îmi cer scuze dacă v-am supărat. Tu ești o trădătoare și cu asta basta. Ha-ha-le-ră! Voi ați oprit emisia, băi? Dar suntem drept, domnule Berbecali. Da, e oprită emisia, desigur. O să reluăm tematica emisiunii, desigur... Hai băi, o să te întrerup puțin. Ascultă aici. Eu am să-ți fac antireclamă la toate emisiunile la care voi participa. Că eu, cum am putut să mă cert cu Medco Pro, așa mă cer și cu tine, băi. Am resurse, băi, băi, eu am resurse. Berbecali are resurse, băi, emisiunea asta, asta e un bâlci, băi, asta e un bâlci. Dacă este un bâlci, anulăm toate emisia și gata. Băi, zdrență, băi, care sunteți voi zdrențe, băi, dar eu mai fac emisiune cu voi, ha-ha-le-lor. Voi vă puneți cu războinicul luminii, băi, ha-ha-le-lor. Voi vă puneți cu Berbecali, băi, eu am putere în România, băi. Băi, pe mine nu mă faie, nu mai am nimeni de prost, ha-ha-le-lor. Mă înțelegi, eu mai fac emisiune cu voi. Băi, bine, băi, ha-ha-le-lor, dacă ție nu-ți place de Berbecali, api, eu am să plec, eu, Berbecali, plec, să văd, băi, cu cine faci tu emisiune, mai înțelegi, băi? Ha-ha-le-lor, care ești tu. Hai că am plecat. Taomi, tu ești o femeie închisă în trupul unui bărbat. Da, dragul meu,
Cu toate că sunt încătușată în corpul unui bărbat, mai sunt și discriminată. Spre exemplu, am mers și eu la Megastar la preselecție și am vrut să le arăt la copii cu ce se mănâncă talentul veritabil. Așa, și? Nu mă întrerupe, porcule, vorbește Taomi, o vedetă în viață, clasică. Am mers și eu la Megastar și porcul ăla de Virgin Lanțu și-a bătut joc de mine. Mi-a zis că nu știu să respire. Da, uneori jurul este mai dur, așa-i. Mai dur? Asta numești tu jurul dur? Este de dreptul malefic, animalul, în special Virgin Lanțu. E regele maleficilor. E de dreptul grotesc, eu chiar nu-l înțeleg. Cum poate fi atât de crud, atât de să lipsească el, să respingă o voce extraordinară cum este a mea? Cum ar putut el să respingă el o asemenea vedetă cu asemenea voce? Și să refuze el trupul ăsta apetisant? Da. Uneori trăim într-o lume incorrectă. Lume incorrectă, zici? Cum această... trăim într-o lume... afoană? Afoană, de dreptul afoană, care își cumpără cizme numai din centrul chinezesc sau din obor. Dar publicul tău, publicul tău, ce are de zis despre această nedreptate? Publicul meu? Publicul meu... vă ador, iubiți mei. Eu am să vă... cânt ceva. Da, dar mai bine să lăsăm această surpriză pentru finalul emisiunii. Taomi este o fântână fără fund, plină de talent. Taomi are melodii pentru 10 emisiuni de nota 10. Da, fără fund, plină de pofti. Nimic. Azi cine vei cânta? În această seară voi interpreta hitul meu de Fidusal cel Amal, apoi Noaptea Albastră și voi termina cu Balada Marinarului. Deci, câte cântece ne vei cânta? Cum l-ați angajat? Deci, tocmai ți-am explicat că voi cânta 3 melodii. Voi debuta cu hitul meu de Fidusal cel Amal, apoi Noaptea Albastră și voi încheia cu Balada Marinarului. Iar tu mă întrebi câte cântece voi cânta? Da! Trei impu! Păzica mea! Dacă chiar trebuie, vom fi onorați să te ascultăm. Dacă nu vrei să mă lași în emisiune să cânt, știi ce am să-ți fac? Știi? Maestru, știi? Vudu! Am să-ți fac vudu. Da, Dane, așa am să fac. N-are efect. Hai. La naiba-n pâinei nu vrea să intre, fată! No. Așa, și? De fi tu sal cel amal, m-aș face rău la umbra ta. Dragi telespectatori, vă mulțumim că ați fost alături de noi și în această seară pe OOTV. Vă așteptăm și mâine seară la un nou episod din Misterul celor 101 dalmațieni dispăruți.